Aceste cuantumuri care sunt propuse prin acest HCL sunt exact aceleași cuantumuri care au fost aprobate și în anul școlar 2020-2021. Considerăm că este mai mult decât necesară, în special având în vedere creșterea ratei inflației, mărirea burselor. 300 de lei pe lună pentru bursa de merit, 350 de lei pe lună pentru bursa de studiu și 500 de lei pe lună pentru bursa de ajutor social. Ne aflăm într-un context total diferit de acum pe ani de zile și considerăm oportun și necesar ca aceste cuantumuri să crească. Ceea ce este important este că bursa pentru persoanele care se află în familii defavorizate trebuie să crească, și anume un plus de 250 de lei față de ce este astăzi în prezent. Cred că nu ar fi o alocare atât de mare pentru local. Sunt bani foarte mulți pe care putem să-i folosim și să-i îndreptăm către acești elevi. 19 abțineri și 8 voturi pentru. Amendamentul nu a trecut. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 604, punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă și 8 abțineri, proiectul a fost aprobat.